Comitetul de urgență din cadrul Asociației Județene de Fotbal Suceava a decis să prelungească sezonul de toamnă al Ligii a 4-a până pe data de 9 decembrie. Forul condus de Aurel Daicu a hotărât ca jocurile din primele două etape ale returului de campionat să se dispute în acest an, mai exact pe 2 și 9 decembrie. Cel mai interesant meci programat în luna decembrie este cel dintre Foresta Mălin și FC Pojorita. Principalele favorite la câștigarea titlului se vor întâlni chiar în prima etapă a returului. În cadrul aceleiași ședințe s-a aprobat și perioada de transferul la nivelul Ligii a 4-a. Cluburile vor putea face mișcări de trupe între 26 și 30 noiembrie, jucătorii transferați urmând să aibă drept de joc la noile echipe începând cu prima etapă din retur.